Părinții care au trecut prin tragedia pierderii unui copil vor beneficia de consiliere psihologică gratuită, conform unei măsuri recente anunțate de Ministerul Muncii. Aceștia vor avea dreptul la 10 ședințe gratuite de consiliere cu psihologi avizați pe baza unei recomandări medicale. Programul a fost introdus pentru a oferi sprijin emoțional celor care se confruntă cu o astfel de pierdere devastatoare. Legea care reglementează această inițiativă a fost adoptată odată cu instituirea Zilei Naționale a Comemorării Copiilor Decedați, sărbătorită anual pe 15 octombrie. Finanțarea programului va fi asigurată de Ministerul Muncii, iar costurile estimate se ridică la 6 milioane de lei pe an.